Autorul Epistolei către Evrei ne invită să lăsăm adevărul începătoare lui Hristos, să mergem spre cele desăvârșite. Și aș vrea să primiți invitația ca din partea Domnului și să pornim în direcția în care suntem chemați. Am vorbit despre adevărul începătoare lui Hristos săptămâni în șir și suntem pe punctul de a le lăsa în urmă să plecăm spre cele desăvârșite. În textul în care ne aflăm, cred că este un fel de paranteză între unele și altele, suntem invitați să aruncăm o ultimă privire asupra adevărurilor pe care le-am parcurs. Iacov ne spune în capitolul 1, versetul 22 la 25, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Și cred că aici undeva se rupe filmul în viața multora dintre noi. Auzim multe, trăim într-o lume, informație este un fel de suprasaturație cu privire la informații, inclusiv predici, dragii mei. Și la judecată, nu cât am auzit va conta, ci cât am împlinit din ce am auzit. Și de aceea Duhului Dumnezeu ne cheamă, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singur, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Înainte de a porni spre cele desăvârșite, dați-mi voie să mai ridic o dată oglinda cuvintelor pe care le-am auzit în duminicile acestea, să ne privim în ele, să ne așezăm la locul nostru ca să știm ce avem de făcut de aici încolo. Aveți înaintea dumneavoastră o imagine cu trei poziții diferite, nu știu în care te găsești. Poziția întâia este undeva în afara crucii lui Hristos, în afara împărăției lui, unde era și Nicodim în discuția cu Domnul Iisus. Domnul Iisus i-a zis, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea și nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Acolo este locul morții noastre, a despărțirii noastre de Dumnezeu. Acolo este practic starea aceea de nenăscut, neîmpăcat cu Dumnezeu. Dacă, în schimb, ai trecut prin poarta crucii, ajungi în împărăția lui Dumnezeu și viața începe cum începe, de la pruncie. Noi ne naștem ca prunci și creștem spre a deveni oameni mari. Așa e și în cele spirituale. Ești un prunc în Hristos, la punctul 2. Dar pruncia este bună pentru o vreme și mă uit cu bucurie la nepoțica mea, dar aștept să crească. Cu alte cuvinte, deși m-aș bucura să rămână la un an și jumătate, să gângurească pentru mine și să-i aud dimineața glasul, m-aș bucura să o văd mireasă și să o văd o femeie în împărăția lui Dumnezeu care știe ce vrea și știe să-și îngrijească casa. Punctul 3 este, sau locul 3, este locul oamenilor mari. Deci avem nenăscuți din nou, avem prunci și avem oameni mari în Hristos. Un om nenăscut din nou sau un om mort trebuie să vină la viață. Un prunc trebuie să dorească laptele duhovnicesc și curat ca să crească prin el spre mântuire. Dar numai omul mare ajunge să se hrănească cu cuvântul despre neprihănire, să trăiască acest cuvânt. Numai el este obișnuit cu hrana tare. Aș vrea să ridic această oglindă înaintea noastră, eu nu vă cunosc. Duhul lui Dumnezeu vă cunoaște pe toți și vă poate vorbi în fața realităților pe care le veți auzi. În primul rând, aș lăsa Scriptura să zugrăvească identitatea omului mort sau celui neîmpăcat cu Dumnezeu. Deși cuvântul este dur, nu l-am inventat eu, l-am luat din Scriptură, în Efeseni capitolul 2, ni se spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. Observați o moarte ciudată, o moarte pe două picioare, o moarte implicat până în gât în lumea aceasta și în deșertăciunea ei. Erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului și a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei, spune Pavel Evreul, eram și noi, toți iudeii, toți evrei, deci toată omenirea, eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și când eram din fire copii ai mâniei,
ca și ceilalți. Dacă moartea este un mod de viață, poate unde e sclipiciul mai mare, unde probabil bogăția este mai mare și unde oamenii se bat mai mult cu pumnul în piept, acolo găsești cel mai ușor. Este un mod de viață definit la confluența două realități. Există o realitate în afara noastră, Domnul puterii văzduhului sau Dumnezeul viacului acestuia sau stăpânitorul viacului acestuia. Dragii mei, dacă El este Domn și Dumnezeu peste viacul acesta, în mâinile Lui sunt frâiele și toată lumea aceasta are un mers al ei dictat de Domnul puterii văzduhului. Dar El are o mulțime de argați. Când diavolul a fost măturat din cer, după biruința Domnului Iisus Hristos, a tras cu coada lui Balaurul o treime din stelele, din îngerii cerului. Și acestea sunt duhurile care lucrează acum în fiii neascultării. Imaginați-vă realitatea în care ne aflăm. Dar eu aș trece absolut liber prin mijlocul acestei lumi și acestei realități dacă n-ar exista o componentă a morții în mine. Și componența aceasta interioară a morții este poftele firii pământești, voile firii pământești și gândurile noastre. Cu alte cuvinte, ca să definești corect moartea din punct de vedere biblic, trebuie să te gândești la un mediu al morții, mersul lumii acesteia, la un Dumnezeu al morții și duhurile care lucrează împreună cu El în fiii neascultării și la o iubire de moarte în fiecare dintre noi. Din pricina faptului că am fost atinși de păcat, de iubirea asta de moarte nu vom scăpa, dragii mei, decât când trupul acesta va fi dezbrăcat și vom îmbrăca un alt trup. Cu alte cuvinte, lupta spirituală nu va înceta niciodată în viața celui care trăiește. Și noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci în primul rând împotriva chemărilor din adâncul nostru. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Singura soluție pentru un om mort este să vină la viață. Și cel care înviază morții este Domnul Iisus Hristos. Nimeni altcineva nu are această putere. El trebuie să ne aducă la viață, născându-ne din nou de sus, din Duh sau din Dumnezeu, cum ne spune Scriptura. Și ascultați versetul următor, versetul 4. Dar Dumnezeu, în contrast cu moartea aceasta în care eram, Dumnezeu a făcut o minune. Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile și păcatele noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos și aș putea spune prin Hristos, prin har sunteți mântuiți. Este un dar pe care Dumnezeu îl oferă întregii omeniri pentru că atât de mult a iubit El lumea încât l-a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu face minunea aceasta în primul rând aprinzând în noi lumina. Și cuvântul Lui, cum am cântat, este lumina care luminează fața Lui Hristos mai întâi pentru noi, apoi luminează hidoșenia din noi, păcatul. Abia în lumină vezi murdăria în care trăiești. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar exista iertare? Nu-i suficient să vezi realitatea în care ești. Trebuie să o îndrepți. Și harul extraordinar, prin har sunteți mântuiți, este când Hristos Iisus Dumnezeu ne oferă iertare, spălare de păcate. Spune Scriptura, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și pentru că toate lucrurile s-au făcut noi, inima este curată, ne-am făcut părtași Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt nu vine cu mâinile goale, ci ia în mână sabia Duhului și ne botează direct în comunitatea Duhului ca să pornească procesul sfințirii în viața noastră. Prin procesul sfințirii, noi gustăm puterile viacului viitor. Cu alte cuvinte, ne facem părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este lume prin pofte. Dragii mei, cea mai mică biruință este dovada lucrării puterilor viacului viitor. Și eu cred că procesul sfințirii ne face din ce în ce mai mult părtași acestei realități. Noi suntem schimbați din treaptă în treaptă, din slavă în slavă, întru chipul Domnului Iisus Hristos, care evident ține de viacul viitor, prin Duhul Domnului. Aceasta este taina nașterii din nou, taina care ne aduce din afara în împărăția lui Dumnezeu. Uitați-vă încă o dată la imagine, cumpăniți-o în jurul crucii.
pentru că aș vrea să-mi pun mie o întrebare, să spun ție o întrebare. Ești mort sau viu? Nu te-am întrebat dacă ești baptist sau penticostal, religia nu mântuiește pe absolut nimeni. Ești mort sau viu? Eu nu pot răspunde în locul tău. Duhul lui Dumnezeu adeverește împreună cu Duhul nostru dacă suntem sau nu fii ai lui Dumnezeu. Dar chiar dacă, de pildă, ai intrat de pe unul pe doi, din afară, înăuntrul împărăției lui Dumnezeu, prin ușa aceasta care este Hristos, nu uita, în viața creștină există etape. Și prima etapă este pruncia. Cum arată un prunc? Un prunc sănătos dorește laptele duhovnicesc și curat prin care să crească spre mântuire. Un prunc care nu mănâncă, îl duci la medic pentru că ceva s-a întâmplat cu el. Toți cei care aveți copii sau ați avut copii mici, ați avut și un cântar. Dacă nu l-ați avut, l-ați împrumutat. Și să fie cât mai exact, să vezi cât îl pui înainte să mănânce, cât îl pui după ce mănâncă. Dacă prinde în greutate, ți se liniștește inima ca mamă. Dacă nu, fugi cu el să cauți ceva, soluție pentru viața lui. Cum se face că în cele spirituale nimeni nu ia cântarul? Suntem în aceeași situație de ieri, de la altă ieri, de o săptămână, de o lună, de un an, de 5, de 10, de 20 și așa și mor. În starea de pruncie spirituală. Un prunc sănătos dorește laptele duhovnicesc și curat. Ascultați ce spune Petru. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și clevetire. Omul acela negru de la punctul 1 este caracterizat în felul acesta. Răutate, vicleșug, prefăcătorie, pismă, clevetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Știți care e una din minciunile pe care de multe ori se propovăduiesc de la amvoane și de aceea trăim liniștiți în ele? Ca să fii mântuit este suficient să te miști de la 1 la 2. Nu înțeleg textul acesta. Acestul vorbește despre prunci în Hristos, despre cei care au intrat pe poartă. Să doriți laptele duhovnicești și curat, ca prin el să creșteți. Cu alte cuvinte, mai este un drum de făcut. Mântuirea e mai mult decât ai gustat până la ora aceasta. Mântuirea se desăvârșește în momentul în care îl vom vedea pe el, vom fi ca el. Ori procesul acesta trebuie să continue. Și textul continuă în versetul 4. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Când te apropii de el, tu, piatră moartă, de piatra vie înviezi. Viața din el devine viața ta și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Când vrei să zidești o casă, primul lucru este să așezi temelia. Dacă ești viu, mai am o întrebare pentru tine. Ți-ai așezat temelia? Adevărul începătoare al lui Hristos? Nu știu de ce. Nici eu n-am avut parte, poate nici tu n-ai avut parte, de ceea ce copiii noștri au parte. Luăm o carte, ne uităm în ea și facem exact după ce ni se poruncește, ca să nu cumva să greșim cu copilul acesta. Oare nu cumva ar trebui să gândim la fel și în cele spirituale? A intrat pe poartă și acum laptele duhovnicești și curat, dacă este bine administrat, așează în viața ta temelia pe care poți zidi mai departe. Oare eu am făcut-o, tu ai făcut-o? Când citesc lista care urmează, te simți liniștit? Știi despre ce e vorba? Poți vorbi altora în mod coerent și clar și convins de aceste adevăruri? A așezat temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și judecata veșnică? Cu alte cuvinte, ce ai în mâini? Ai în mâini o hartă a vieții creștine? Știi de unde pleci? Știi unde ajungi? Știi cumva că aici este ținta? În noul Ierusalim? Să intri pe porți în cetate cu hainele spălate în sângele mielului? Dar noi nu suntem aici să călătorim de unii singuri. Dumnezeu ne-a dat copii, ne-a dat o soție, un soț. Eu cred că trebuie să mă intereseze soarta celor din jurul meu.
Eu nu vreau să merg cu mâinile goale înaintea lui Dumnezeu, noi suntem preoții ai Lui. Și de aceea nu-i suficient să fii așezat temelia în propria ta viață, ci trebuie să faci un pas mai departe. Tot Petru le spune în prima sa epistolă, capitolul 3, versetul 15, fiți totdeauna, zi și noapte, în orice moment, în orice situație, întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Dacă te-ar opri cineva pe drum și ți-ar spune, vorbește-mi, te rog, despre pocăința de faptele moarte și credința în Dumnezeu, ce ai avea să-i spui? Sau vorbește-mi, te rog, despre judecata veșnică și învierea morților. Ale să te ai idei, lasă-i pe pop și preoți să-și bate capul cu lucrurile astea și pe teologi. Eu am treburile mele. Nu, dragii mei, sunt lucruri absolut esențiale în viața creștină. De aceea trebuie să le trăiești și trebuie să fii gata să le dai copiilor tăi, să-i crești în astea cât de repede posibil. Dacă ai așezat temelia și este în viața ta, atunci ești cu graficul în termen. Cu alte cuvinte, ești un prunc sănătos în Hristos. Te-ai hrănit cu laptele duhovnicești și curat, așezând temelia învățăturilor începătoare ale lui Hristos. Atenție însă, autorul ne spune că pruncia spirituală prelungită sau zăbovirea în starea de pruncie spirituală te face vulnerabil. Cu alte cuvinte, un prunc necunoscând, neștiind să deosebească binele și răul, valoarea de non-valoare, va da totdeauna din mână lucrurile valoroase pentru altceva. De pildă, dacă vă uitați la pilda semănătorului, sămânța care are viața în ea cade pe câteva categorii de pământuri. Nu vorbesc de pământul care este bătătorit ca drumul, pentru că el nici nu intră în relație cu sămânța. Dar uitați-vă la celelalte două categorii, pământul pietros, pământul spinos, amândouă primesc cu bucurie cuvântul, spune Domnul Iisus. Și pornește procesul acesta tainic al nașterii din nou, o nouă realitate vine la lumină. În schimb, fie din pricina prigonirilor, fie din pricina bogățiilor, procesul este oprit, avortat și totul se întoarce înapoi în moarte. Asta ne avertizează autorul, ca nu cumva după ce ai fost luminat odată, ai gustat darul ceresc, te-ai făcut părtaș Duhului Sfânt, ai gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor, să te-a pus să răstignești din nou pentru tine pe Fiul lui Dumnezeu, să-L dai să fie batjocorit, pentru că toate căile duc la Dumnezeu. Atenție, pruncia spirituală este o stare vulnerabilă dacă depășești faza pe care Dumnezeu a hotărât-o. De aceea, spune autorul, să lăsăm adevărul începătoare lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite. Cu alte cuvinte, chiar dacă nu e ușor, și urcușul acesta de multe ori cere efort, râvnă, vom vedea un pic mai târziu, nelenevire, trebuie să mergem spre cele desăvârșite. Cum arată un om mare? În primul rând, omul mare a schimbat laptele pe hrană tare, pe cuvântul despre neprihănire. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare, să deosebească binele și răul. Aș vrea să mă ridic puțin deasupra cărții și să privesc împreună cu dumneavoastră cam ce ar intra în hrana asta tare sau în cuvântul despre neprihănire sau în cele desăvârșite spre care suntem chemați să călătorim. În primul rând, ni se spune că Dumnezeu ne-a creat ca să stăpânim lumea viitoare. Dacă crezi acest adevăr, el are implicații imediate în viața ta pe care o trăiești acum și aici. Cu alte cuvinte, n-are rost să aduni deșertăciune peste deșertăciune de dimineața până seara, neglijându-ți sufletul, pentru că toate vor putrezi și vor arde. Le vor fura hoții și le va mânca rugina, spune Domnul Iisus Hristos. Ce se întâmplă dacă nu-ți adun comori în cer? N-o să ai peste ce stăpâni. Domnul Iisus spune pilda polilor și la sfârșit, când vine judecata, spune, vino și intră în bucuria stăpânului tău și ia în stăpânire 10 cetăți sau 5 cetăți sau aruncați-l afară, unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Nu-i de niciun folos în împărăția mea. Noi trebuie să creștem spre mântuire și mântuirea va veni când vom fi smulși din realitatea aceasta și plantați în realitatea cealaltă ca să o stăpânim.
Văd astăzi lucruri grele, nu sunt pentru copii, sunt pentru oamenii mari. Dacă le-aș crede, altfel mi-aș trăi viața. Scriptura ne vorbește despre creștinul și odihna ca de sabat. Cu alte cuvinte, da, am intrat prin Hristos în odihna aceasta, dar să ne grăbim să intrăm în ea, ca nu cumva să cădem în aceeași pildă de neascultare. Dragii mei, un om mare știe de unde vine pericolul. Un om mare este totdeauna la alertă, veghează. Când eram copil, știu că îmi plăcea să cioplesc. Și totdeauna ciopleam așa. Și ce crezi că cioplam la urmă? Deci tot ăsta, dacă veniți să vă arăt cicatricele pe el. Până m-am învățat că nu se cioplește așa. Un om mare știe ce urmează dacă îi scapă cuțitul din... Dar câte alte pericole sunt pe drum. Și de aceea trebuie să ne grăbim să intrăm în odihna aceasta, să nu cădem în aceeași pildă de neascultare. Care dintre noi nu simțim de multe ori un gol în adâncul nostru pe care nu-l putem umple cu absolut nimic? Este chipul acela al lui Dumnezeu în noi, gândul veșniciei care a fost săpat adânc în noi, este desăvârșirea după care tânjește cugetul nostru. Dar, din păcate, religia pe care noi am construit-o ne dă ideea că putem ajunge la această desăvârșire prin nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Și începem și ne căznim intrând în tot felul de ritualuri religioase. Dragii mei, tot Vechiul Testament, Vechiul Legământ este zadarnic și neputincios, indiferent cât de bine l-ai ține. De aceea ai avut nevoie de Domnul Iisus Hristos. Un alt adevăr spre care trebuie să mergem este să pricepem relația dintre Vechiul și Noul Legământ, să pricepem ce ne-a dus Domnul Iisus Hristos și revărsarea Duhului Sfânt. Dar ca toate acestea să fie posibile, însuși Fiul lui Dumnezeu a trebuit să se întrupeze, să se dezbrace de slava sa, să ia un chip de om, nu numai om, ci un chip de rob, să fie ascultător, până la moarte și încă moarte de cruce. Trăim într-o lume în care vom fi invitați la toleranță. La urma urmelor, sunt diverse religii, diverse drumuri, toate duc spre Dumnezeu. Nu, Domnul Iisus Hristos nu-i de acord. El spune, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Știți de ce? Nimeni altcineva n-a putut plăti pentru păcatele întregii omeniri. Ca cel întâi născut din toată zidirea este singurul care are dreptul răscumpărării asupra creației lui. Dar Domnul Iisus Hristos n-a murit doar pe cruce ca om în locul meu și al tău, ci a fost înviat în Duh, spune Scriptura, ca să rezolve câteva lucruri pe care noi le-am stricat, nu doar pe pământ, ci și în ceruri. Toate păcatele noastre au fost adunate în cortul ceresc, în templul ceresc, înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a trebuit să curețe templul ceresc, încărcat cu păcatele noastre, să se ducă în domeniile lui Azazel, în închisoarea duhurilor și să le deșarte acolo. După ce a făcut curățirea, Domnul Iisus Hristos a intrat de acum biruitor în ceruri, îngerii s-au dat deoparte și el a mers până în fața scaunului de domnie și acolo Tatăl i-a spus, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi așternut al picioarelor tale. Cu alte cuvinte, cel înviat și înălțat este întronat la dreapta măririi și a fost numit mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. La momentul acesta s-a blocat autorul și a intrat în paranteza pe care tocmai o închidem. Dragii mei, doar ca mare preot după rânduiala lui Melchisedec, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, este urzitorul unei mântuiri veșnice pentru toți cei ce îl ascultă. Dar să trecem un pic mai departe. În capitolul 10 vom întâlni păcatul cu voia și mijloacele evitării lui. Sau în capitolul 11 definirea credinței mântuitoare și modelele care ne îndeamnă să o păzim până la moarte. În capitolul 12 autorul le spune, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului? Procesul sfințirii, urcușul acesta de la 2 la 3, dragii mei, cere efort și cere un preț. Cu alte cuvinte, există o durere a sfințirii, dar și un imperativ al sfințirii, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu.
În capitolul 13 suntem îndemnați să stăruim în dragostea frățească, nu iubind cu limba sau cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. Ni se spune ceea ce lumea de astăzi a uitat. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul nespurcat. Iar celor care de dimineața până seara aleargă să mai adune un pumn de deșertăciune, autorul le spune, atenție, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. De aceea puneți pe celălalt taler o viață de mulțumire și recunoștință. Spuneam dimineața că am auzit un comentariu într-un interviu cu Sergiu Nicolaescu, 82 de ani, regizorul de filme, care întrebat a zis, da, am și regrete, i-am ciulit urechile, să vedem ce regrete poate avea un astfel de om. Ce regretul meu cel mai mare este legat de familia mea. În timpul realizării mele profesionale, cu care sunt mulțumit, spune el, mi-am neglijat familia. Am 82 de ani, n-am nici măcar un nepot. Dar ce să faci cu un nepot? Să aveți atâția ciraci. Da, dar cineva din oasele mele care să aibă grijă de mine, să-mi ducă numele mai departe. Frații mei, cel mai valoros lucru este cel pe care îl neglijăm cel mai des. Și întrebarea este pentru ce? Pentru realizarea unei profesii și mor pe scenă, ca și actorul de săptămâna trecută, faci un infarct și totul se evaporă? Sau ajungi la bătrânețe și nu te mai poți bucura de toate realizările tale? Dacă ai familia în jurul tău, dacă ți-ai păstrat căsătoria în toată cinstea și patul nespurcat, vei putea pune capul pe pernă la bătrânețe liniștit, liniștit. N-aș vrea să întoarcem ultima filă din Evrei fără să vorbim despre siguranța mântuirii. Vorbim despre un drum pe care trebuie să-l facem. Dragii mei, siguranța mântuirii nu ai privind la tine, ci o ai privind la El, la Dumnezeu Tatăl, ctitorul mântuirii, la Dumnezeu Fiul, Cel care a făcut lucrarea desăvârșită și la Dumnezeu Duhul Sfânt, Cel care aplică această lucrare la viețile noastre ale fiecăruia. Să lăsăm adevărul începătoare lui Hristos să mergem spre cele desăvârșite. Oare vom ajunge la ele vreodată? Da, ne spune autorul, cu o condiție. Capitolul 6, versetul 11. Dorim, spune el, ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Cu alte cuvinte, vei ajunge la aceste lucruri nu dacă stai cu mâinile în buzunar, fluierând și lăsându-te dus de val, ci dacă vei scoate mâinile din buzunar, vei pune mâinile pe vâsle și vei trage împotriva curentului, pentru că mersul lumii acesteia nu te duce de bunăvoie la țintă. Va trebui să lupți să păstrezi aceeași râvnă ca să păstrezi până la sfârșit o deplină nădejde. Așa încât să nu vă leneviți, un creștin nu poate fi leneș, nu poate fi neveghetor, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Deplina nădejde este acolo în capăt. Aceste lucruri, de pildă, lumea viitoare pe care o vom stăpâni. Mă gândesc la ea, acolo e nădejdea mea. Dar ca să ajung la ea am nevoie de credință. Și pentru că drumul e lung și anevoios, am nevoie și de răbdare. Ori, cred că este un lucru foarte important pe care autorul vrea să ne spune înainte de a porni la drum. Pentru ca cineva să poată aștepta cu răbdare împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, mai întâi trebuie să scoată din inima lui orice îndoială cu privire la credincioșia lui Dumnezeu. Nădejdea ține de promisiunea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Dacă crezi în Cel care a promis, vei continua să mergi pe drum, chiar dacă la momentul acesta ți se pare că nu se vede nimic la orizont. Dar dacă te îndoiești de Cel care a făcut promisiunea, vei abandona alergarea. De aceea, capitolul 6 se termină cu dorința lui Dumnezeu de a ne asigura în adâncul inimii noastre că El rămâne credincios chiar dacă îi se pare că lucrurile stau altfel. El rămâne credincios. Uitați-vă la Avram, el este adus ca și model pentru noi. Dumnezeu îl cheamă bătrior, cam la 75 de ani.
îl cheamă. La 75 de ani era singur, fără copii și Dumnezeu îi face o promisiune. Zice, Avrame, ești din țara ta, din casa tatălui tău, vină în țara pe care ți-o voi arăta. Îți voi face un nume mare, te voi face o binecuvântare și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Și Avram așteaptă un an, doi, trei, cinci, zece, după zece vine povestea cu Agar și cu Sara și Dumnezeu zice, nu, îmi pare rău, trebuie să mă aștepți un pic și trec 25 de ani până când se naște Isaac. Isaac începe să crească, Avram începe să se bucure, începe să vadă împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, cu toate că era deja de vreo 125-30 de ani când Dumnezeu îi spune, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu și adu-l ca jertfă pe muntele pe care ți-l voi arăta. Și bătrânul Avram, cu toate nădejdile în pumn, urcă povârnișul muntelui, zidește cu fiul său altarul și roagă pe Isaac după ce a pus lemnele, așează-te de bună voie și deselit de nimeni pe altar. Isaac își întinde mâinile, tatălui le leagă, după care Avram, în ascultare de Dumnezeu, ridică junghierul. Și în momentul acela, Dumnezeu zice, stai. Acolo pe munte, Dumnezeu îi face lui Avram o promisiune. Dar ascultați ce spune versetul 13, îl citesc în continuare. Dumnezeu, când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși și a zis, cu adevărat, te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Deci ca cineva să aștepte cu răbdare împlinirea făgăduinței, ca să nu se apate din drum, trebuie să fie absolut convins de credincioșia lui Dumnezeu. Absolut convins. Orice îndoială trebuie scoasă afară din inimă. Acolo pe muntele Moria, Dumnezeu, de dragul lui Avram, a făcut ceva ce un Dumnezeu nu face. Dragii mei, Dumnezeu zice și se face. Poruncește și ce poruncește a ființă. Dumnezeu nu trebuie să repete de două ori un lucru, dar emite să dubleze cu un jurământ cuvântul lui. Cuvântul lui ajunge. Când el l-a rostit, acela se împlinește. El nu se întoarce fără rod la el, spune Scriptura. Dar de dragul lui Avram, ascultați ce s-a întâmplat. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, așa nume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, așa va fi sămânța ta și sămânța ta va stăpâni cetățile vrășmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Pentru că ai ascultat de porunca mea. Întoarcă în textul din Evrei. Autorul continuă în versetul 16. Omul sau oamenii despre noi vorbește, cei drept obișnuiesc, așa e obiceiul între noi, să jure pe cineva mai mare, jurământul este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri între ei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței, nestrămutarea hotărârii lui. Observați ce face Dumnezeu, de dragul lui Avram, boțul de humă, pe lângă promisiunea pe care o face, el vine și dublează promisiunea cu un jurământ de dragul lui Avram, să-i liniștească inima, să-l încurajeze să meargă mai departe, să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței, nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru că prin două lucruri, cuvântul pe de-o parte, jurământul pe de-altă parte, care nu se pot schimba, în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică încredințare, noi, asta e puțin. Noi suntem în 2012 după Hristos. Autorul este în jurul lui 70 după Hristos. Deci la 2000 de ani după Avram, cum a sărit de la una la alta? Cum aș putea să iau acest text, să mi-l aplic mie astăzi în viața pe care o trăiesc, ca eu să am răbdarea aceea care mă duce la moștenire? Citesc textul mai departe. Pentru ca noi, a căror nădejde a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte și pe care o avem ca pe o ancoră a sufletului, nădejde tare, neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntrul templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melisedec.
Dați-mi voie să pun în paralel pe Avram cu noi, 4.000 de ani între noi și el. Avram a avut un cuvânt, o promisiune, pe care de dragul lui Dumnezeu, coborându-se la nivelul lui, l-a dublat cu un jurământ. Pe mine însumi jur. Jurământul acesta are implicații incredibile în istoria poporului Israel. Incredibile. Nu voi zăbovi acum asupra lor. Dar atât avea Avram. Avea un cuvânt și un jurământ. El n-a văzut deznodământul sau a văzut foarte puțin din el. Un biet trunc, un Isaac. Da, un Isaac. Ce avem noi? Noi avem mult mai mult decât a vrut Avram. Dacă Avram, dragii mei, a mers până la capăt, a crezut în credincioșia lui Dumnezeu până într-acolo, încât atunci când a ridicat pumnalul și a zis în sine, eu îl aduc ca jertfă, Dumnezeu îl va învia din morți. Pentru că el mi-a promis că prin pruncul acesta își va duce planurile mai departe. E treaba lui ce face. Noi avem mult mai mult decât a avut el. Noi avem împlinirea cuvântului și a jurământului lui Dumnezeu. Dați-mi voie să le aduc pe cele două, care trebuie să stea înaintea ochilor noștri ca o dovadă a credincioșiei lui Dumnezeu în istorie. În primul rând este însuși poporul lui Israel, sămânța lui Avram. În al doilea rând, din toată sămânța asta lui Avram, de milenii, este sămânța aceea despre care vorbește Pavel. Nu semințele, ci sămânța, adică Hristos, cel prin care toate familiile pământului sunt binecuvântate. În capitolul 15, când Avram era amărât, după ce a câștigat războiul împotriva împăraților și l-a eliberat pe Lot, Dumnezeu îl cheamă și îi spune, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și Avram, în amărăciunea lui, strigă la Dumnezeu, Doamne, ce-mi vei da? Mor fără copii. Unde-i promisiunea ta? Dumnezeu spune, ești rog afară. Uită-te spre cer și numără stelele, dacă le poți număra. Și i-a zis, așa va fi sămânța ta. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. A crezut pe Domnul cu ochii închiși. Nu vedea nimic concret, dar vedea un singur lucru, îl vedea pe el. Pe el, cel credinciosul. Și de dragul lui a putut să rabde până când a devenit moștenitorul făgăduințelor. Au trecut mai bine de 4.000 de ani de atunci, dragii mei. Spuneți-mi, câte civilizații au dispărut de pe planeta noastră? 9? 10? Nu vorbesc de popoare, de civilizații. Dați-mi voie să cobor la popoare. Câte popoare au venit și s-au evaporat? Spuneți-mi, cum se poate ca poporul Israel, bătut, împrăștiat, disipat în toată lumea, sau dispersat în toată lumea, să existe astăzi și să coaguleze într-un fel istoria acestei planete așteptând intervenția lui Dumnezeu. Nu ne spune nimic asta despre promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o și a ținut-o în pofida tuturor circumstanțelor adverse. Dar mai mult, când e vorba de sămânța la singular, de Domnul Iisus Hristos sau de Hristosul lui Dumnezeu, Dumnezeu, de dragul celor care au venit după Avram, în jurul anului 1000, David este proroc și scrie Psalmul 110, Avram era oale și ulcele. Dumnezeu a mai venit cu un jurământ în capitolul 110, versetul 4 din Psalmi. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Jurământul lui Dumnezeu, o promisiune care a plutit un mileniu deasupra istoriei, până când autorul evreilor spune, el este acela și identifică un om în carne și oase, care în zilele vieții sale pământește, aducând rugăciuni și cereri prin strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, potrivit pentru misiunea la care a fost chemat, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice, fiindcă a fost numit, trecut și terminat de Dumnezeu, mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Observați, Avram avea un cuvânt și un jurământ. Noi avem împlinirea acestora în istorie. Avem împlinirea acestora în istorie. Aș întoarce puțin
în Vechiul Legământ, în capitolul 9, autorul ne spune, legământul din tâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un loc pământesc de închinare. După care descrie cortul cu toate uneltele lui și spune, cortul avea un locaș numit Sfânta și un alt locaș numit Sfânta Sfântelor, în care era tronul lui Dumnezeu, chivotul legământului. Dar între cele două era perdeaua din lăuntru. Atunci când Nadab și Abihu, amândoi fii de preoți, unși în slujbă, au intrat în prezența lui Dumnezeu, au ars de vii. Ca să știe muritorii că în prezența lui Dumnezeu intri doar la invitația lui, nu cum vrei tu și cum vrei tu. Și de atunci încolo textul ne spune, în partea a doua intra numai marele preot, o dată pe an, nu fără sânge pe care aducea pentru sine, cât și pentru păcatele de neștiințe, neștiința ale poporului. Dar perdeaua aceea, de la planșa precedentă, perdeaua aceea avea un mesaj. Duhul lui Dumnezeu vorbea prin ea. Prin aceasta Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul din tâi. Observați, drumul spre Dumnezeu, drumul spre casă, am fost scoși din Eden, din pricina păcatului, dar drumul nu era deschis până când păcatele n-au fost rezolvate înaintea lui Dumnezeu. Momentul în care drumul s-a deschis, îl avem în Matei, capitolul 27, versetele 50-53. Fiul lui Dumnezeu se te-a târnat pe lemn pentru păcatele mele și ale tale. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și în clipa aceea, spune textul, îndată, perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două de sus și până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au deschis, stâncile s-au sfărmat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Și au ieșit din morminte, după învierea lui au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ pe care l-a dublat cu un alt jurământ 1000 de ani mai târziu. Pentru că prin două lucruri, de data asta pentru noi, două jurăminte ale lui Dumnezeu, care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca El să mintă, să găsim o puternică încredințare noi, a căror nădejde a fost să apucăm mântuirea care ne-a pus înainte, pe care o avem ca pe o ancoră a sufletului. Nădejde tare, neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntrul templului unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător. Dați-mi voie să clarific textul. Unde Iisus a intrat pentru tine, pentru mine. Dar ce înseamnă ca înainte mergător? Dacă înțeleg bine limba română, dacă el este înainte mergătorul, asta are sens doar dacă atunci când își întoarce umărul vede pe alții venind după el, nu-i așa? Dar ce legătură să fie între mine și el? El a primit un trup și s-a urcat în ceruri cu un trup. E adevărat un trup de slavă, dar el a intrat ca unul dintre noi și s-a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte, așteptându-te pe tine și așteptându-mă pe mine. Unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Ascultați strigătul de bucurie al autorului evreilor. Astfel, dar, fraților, fiindcă avem prin sângele lui Iisus Hristos o intrare slobodă în locul preasfânt, cu alte cuvinte, drumul mută planșa, drumul este deschis, perdeaua s-a rupt, avem o intrare slobodă în locul preasfânt pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inima stropită și curățită de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Ca eu să pot călători
cu răbdare pe un drum spre o țintă pe care nu o văd. În primul rând, din inima mea trebuie scoasă orice îndoială cu privire la credincioșia lui. Avram avea un cuvânt și o jurământ. Eu am împlinirea acestor lucruri. Dragii mei, cum să nu continui să merg pe cale? Este interesant că Scriptura se termină cu făgăduințele lui Dumnezeu. Și nu cred că la întâmplare avem înaintea noastră un soi de idee a noului Ierusalim care se coboară din cer, a cetății pe care Dumnezeu a pregătit-o, a locașurilor pe care Hristos s-a dus să le pregătească pentru noi. Dar știți ce spune Scriptura? Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu spre care trebuie să mergem cu răbdare, fără îndoiel, cu privire la credincioșia celui care le-a făcut. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Adică, va mânca din pomul vieții, care este în mijlocul cetății, de o parte și de alta, râului, care coboară din tronul lui Dumnezeu. Nu va fi vătămat de moartea a doua. Va mânca din mana ascunsă, care va fi revelată și cu care ne vom sătura și care este Hristos însuși, dragii mei. Va primi o piatră albă pe care este scris un nume, pe care nu-l știe nimeni decât cel ce o dă și cel ce o primește. Va fi îmbrăcat în haine albe. Își va păstra numele scris în cartea vieții, nu va fi șters de acolo numele lui. Numele lui va fi mărturisit înaintea întregului univers când va fi citit din cartea vieții de către mielul însuși, judecătorul ceresc. Va fi un stâlp în templul lui Dumnezeu și nu va ieși afară din el. Va purta numele Dumnezeului meu, numele noului Ierusalim și numele cel nou al Domnului Iisus Hristos. Dar mai mult ca orice, va ședea împreună cu Hristos pe scaunul lui de domnie. Celui ce va birui, voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Avram avea o vorbă din partea lui Dumnezeu. Noi avem împlinirea acestor lucruri. Spuneți-mi, n-are dreptate autorul când zice cu cât mai aspră pedeapsă crezi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Cine e Fiul lui Dumnezeu? Împlinirea cuvântului Dumnezeu, întruparea cuvântului lui Dumnezeu. Este normal să fie pedeapsa mai aspră pentru noi, pentru că harul este mult mai mare. Noi avem mai mult decât a avut Avram. Și de aceea suntem chemați să călcăm pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Aș vrea să închei, lăsând drumul liber spre noul Ierusalim, să închei cu versetul 11 și 12, pe care citiți-l împreună cu mine. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Ce înseamnă râvnă? Nu știu exact antonimele din dicționarul de antonime, dar nerâvna este lâncezeala, plictiseala, oboseala, saturația până în gât, e greu să înveți, șezi și cugeți, ba, nu mai șed, asta e lipsa de râvnă, da? Lipsa de râvnă. Un creștin nu poate ajunge așa la destinație. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze. Să păstreze. Trebuie să ne ținem de lucrurile acestea o nădejde deplină. Așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urme celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Uit la mama mea, botezată la 11 ani, fiică de pastori. De 4 luni de zile pe pat, nu o mai cunoaște. Un singur lucru, dragii mei, n-a uitat. Numele Domnului Iisus. Numele Domnului Iisus și strigătul acela, Doamne, hai și du-mă acasă, asta nu l-a uitat. Nu știu cât de adânc trebuie să fie săpată în dânsa, dacă nu-și mai amintește nici de copiii ei, dar nu l-a uitat pe mirele ei ceresc. Să nu vă leneviți,
ci să călcați pe urmă celor ce prin credință, și dați-mi voie să vă spun că în situația aceea ai nevoie de foarte multă răbdare. Să călcați pe urmă celor ce în felul acesta moștenesc făgăduințele. Tot ce vă pot spune este că asta a pregătit Dumnezeu pentru noi, dar pentru fiecare dintre noi mai este un drum lung și greu de făcut. Nici unul nu știm ce te așteaptă în ziua de mâine. Întrebarea mea este, am credință să nu-mi părăsesc nădejdea? Doamne ajută! Amin!